Astăzi, haideți să ne facem timp fiecare să mergem la colectiv, locul în care zeci de tineri și-au pierdut viața în urmă cu 5 ani. Sute de persoane vor forma un lanț uman în memoria lor. Mădălina știe mai multe. Mădălina, te ascultăm! 30 octombrie va rămâne în memoria multora dintre noi ca fiind cea mai tristă zi. În urmă cu 5 ani, veselia, distracția și entuziasmul câtorva sute de tineri prezenți la un concert aveau să se transforme într-un coșmar. Incendiul din colectiv avea să aducă doliu în 65 de familii, emoții și nopți de chin pentru alte câteva sute. Ca în fiecare an, rude sau necunoscuți vin aici să aprindă lumânări sau să aducă un gând de lumină celor care nu mai sunt. Îl am alături de mine pe regizorul Mihai Grecea, unul dintre supraviețuitorii acestei tragedii. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, mâna. Vreau să te întreb ce înseamnă această zi pentru tine? E o zi în care mi-am pierdut mulți prieteni și a fost și începutul unui calvar pentru alți prieteni pe care... Pe o parte am reușit să-i păstrez, pe alții nu. Și a fost un șir unor chinuri pentru mine personal, că am avut de tras destul de mult în urma incendiului, arsuri, suferință mult în spital. Ce lecție de viață ai învățat? După colectiv, cred că și imediat după colectiv, deci în perioada de anii de după colectiv, am învățat câte ceva, cred, despre umanitate, despre bunătate, dar și despre cinism și lipsă de responsabilitate și dezumanizare, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în toată societatea românească, s-a schimbat, dar tragedia asta are ca sursă lipsa de interes pentru celălalt, egoismul, rapacitatea, lipsa de responsabilitate, cinismul autorităților, cetățenilor care au fost implicați în toată tragedia asta. Am învățat câte ceva în același timp despre bunătate și despre medicină, despre supraviețuire și cumva în toată perioada asta, cunoscând toate dramele tuturor celor care au trecut prin colectiv sau familiilor care și-au pierdut pe cineva, cumva mi-am relativizat propria mea suferință și în felul ăsta am reușit să trec puțin mai departe. Adică mi-am dat seama că lucrurile sunt extrem de complexe și asta m-a ajutat foarte mult să mă întorc dinspre propria suferință, spre acelorlalți și spre societate și spre lucrurile care ne-au avut un impact asupra tuturor și care sunt legate de povestea asta tristă de la tragedia de la colectiv. Odată cu trecerea anilor, cum vezi acel moment, acele momente înfiorătoare? A fost un moment care a șocat societatea. Eu de mult aveam ideea asta, aveam în minte că nu ne vom schimba decât românii doar în urma unui șoc. Se pare că șocul de atunci nu a fost suficient de puternic, dar a fost un început al schimbării, cred, pentru că se vede că întreaga societate românească, cel puțin la nivel de conștientizare a pericolelor și a răului, s-a schimbat de atunci încoace. Evoluția însă nu este așa ușoară cum am vrea noi să fie, nu e așa rapidă cum am vrea noi să fie. Și încă ceva, problemele sunt atât de multe și după colectiv au ieșit și mai tare la suprafață, s-a vorbit și mai sincer despre ele. Deci problemele sunt multe, complexe și ne dăm seama pe zi ce trece că soluțiile nu pot fi la probleme atât de complexe, simple și nici măcar și nu individuale. Adică hai să privim într-o notă trebuie optimistă. cu toții să ne implicăm pentru a putea să ne schimbăm în bine. Îți mulțumesc tare mult, Mihai, că ai fost astăzi alături de noi. Vreau să le spun celor de acasă că începând cu ora 19, în memoria victimelor, 400 de oameni se vor aduna să formeze un lanț uman, începând de la Curtea de Apel până aici la Clubul Colectiv.